Bursele lumii au trăit ieri o nouă zi neagră dintr-o serie care pare să nu se mai termine. La New York, indicele Dow Jones a coborât cu peste 500 de puncte, cea mai mare scădere de la criza din 2008. Practic, bursa a pierdut într-o zi tot ce câștigase cu greu de la începutul anului. Șocul de pe Wall Street a urmat unui val de scăderi la fel de consistente pe piețele financiare europene. Aceasta după ce Banca Centrală Europeană încercase, fără succes, să-i liniștească pe investitorii alarmați de criza datoriilor publice din zona euro. Din principalele 500 de valori cotate la bursa din New York, doar 3 au înregistrat ieri creșteri. Căderea a fost cea mai pronunțată din ultimele 2 săptămâni, în care indicele Dow Jones a pierdut teren în fiecare zi, iar analiștii se tem că picajul va continua. I don't think it's over yet though. Certainly 10% is viewed as a correction, there's no doubt, but you can sense, you can feel the tone in the market that it's not over yet, you know, that it could in fact get a little bit worse. Marile burse europene s-au înscris în aceeași tendință, scădere de 5% la Milano și de peste 3% la Londra, Frankfurt și Paris, unde s-a consemnat și un nedorit record, 9 zile consecutive în coborâre. I think basically are pretty forgiving and they choose to view the glass as half full. But at the moment, I think they're just saying, you know what, enough is enough. I don't want the risk. I'm just going to take the chips off the table. Banca Centrală Europeană a încercat totuși ieri să readucă încrederea. A reluat cumpărarea obligațiunilor de stat ale țărilor cu mari datorii din zona euro ca o garanție că niciuna dintre aceste țări fragile nu va intra în încetare de plăți. Dar decizia nu a fost suficientă pentru a liniști spiritele. First of all, policy is not able to leading. It is confusing financial markets. That's the main problem. And the other problem is we have still no perspective for Spain, for Greece, for Portugal, for Ireland. Cursul monedei europene a continuat să scadă față de dolar, în timp ce prețul aurului a urcat la un nou nivel record. Singura veste oarecum bună este scăderea prețului petrolului, dar și aceasta este de fapt un semn că investitorii se tem de o nouă recesiune.